se schimbă energiile, vine luna septembrie cu alte energii în Feng Shui, știți prea bine că așa v-am învățat de fiecare dată când vine prietena noastră, Valentina Vânătorul, vine și ne spune, măi, vezi că gata, de pe 6-7 septembrie se întâmplă acolo ceva, vine înainte ca să fim pregătiți, să știm cum să remediem anumite aspecte și să facem totul să fie în favoarea noastră. Așadar, îi spun bun venit Valentinei, scumpa mea, ce mai faci? Foarte bine, mulțumesc, bine v-am regăsit, mă bucur nespus de mult că sunt alături de voi și chiar vă mulțumesc că mi-a oferit oportunitatea de a vorbi despre aceste minunate științe. Mă și simt foarte bine la voi și vin cu tot dragul. Uite, e reciprocă, să știi, această bucurie și simt de asta. Fiecare dată se simte energia aici, așa Valentina. Este. Așa este, în primul rând și voi sunteți deschis să aflați cât mai multe lucruri și aceste științe nu sunt neapărat de amuzament, așa cum... unile considere, da. În primul rând sunt științe care fac parte din mediul nostru înconjurător și care ne influențează fie că ne dorim, fie că nu ne dorim și trebuie să avem grijă vis-a-vis de aceste aspecte. Da, este o lună septembrie de pământ in pe cocoș, conform astrologiei chineze, începe pe 7 și va ține până pe 7 octombrie inclusiv. Să spun așa că este o lună în care trebuie să ne focusăm pe relațiile dintre noi, adică să nu mai fim atât de răutăcioși unii cu ceilalți. Vibrația este destul de grea de la un timp, am devenit foarte egoiști și se vede asta. Ar trebui să schimbăm un pic energia pentru că, într-adevăr, nu vor veni vremuri bune, așa cum se aud, da? Dar dacă noi nu suntem uniți și nu ne schimbăm vibrația, cu siguranță teama și frica, aceasta, sentimentul de frică, vor lua amploare, aceste două lucruri care cu siguranță ne vor transforma pe noi ca și persoane. Ca și aspecte importante, pe 10 septembrie are loc luna plină, la 12.58 mi-am notat eu aici, și luna nouă pe 26 septembrie. Luna plină vine cu niște stări ciudate, ați văzut, că nu putem dormi, suntem mai apăsați, mai. Pe 10 septembrie intră și Mercur în retrogradare, pentru că această planetă ne afectează și pe noi cei din astrologia chineză, pentru că și aceste planete au elemente. Așa cum și metafizica chineză se bazează pe cele 5 elemente și aceste planete ne influențează din acest punct de vedere, mai ales că Mercur ține de comunicare. Și va încurca și el niște planuri aici, acolo, da, exact. Vor fi niște blocaje, niște întârzieri pe care le vom simți. Dar suntem încurajați să ne analizăm relațiile, repet, cu ceilalți, neapărat, și să ne gestionăm bugetul. Eu știu că a fost vacanță și toată lumea s-a distrat, da? Trebuia să ne gândim cam de la începutul anului, de când am venit să spun că nu vor urma vremuri foarte bune. Trebuie să încercăm să ne bazăm pe noi, adică în sensul că bugetul să fie pentru noi ca familie și să nu mai fie neapărat un moft, ci să fie chiar preocuparea noastră zilnică, să mai punem ceva bani deoparte pentru următoarea perioadă. Mai ales că deja se simte frigul. Da. De astăzi am simțit așa de dimineață și eu zic că trebuie să încercăm să ne focusăm pe asta. Până la 23 septembrie, eu zic că o să avem așa o tendință către agitație, un conflict între dorința asta de expansiune și nevoia de a cerceta fiecare detaliu. Și asta ne face să fim agitați, încep și școlile și cu siguranță lucrurile vor degenera. De asta trebuie să avem grijă să nu fim conduși către indecizie, da? Să stăm un pic să ne gândim și cu schimbările locului de muncă, pentru că vor fi niște aspecte din acest punct de vedere luna aceasta. Trebuie să avem grijă dacă plecăm, dacă nu plecăm, dacă e mai bine acolo unde plecăm. Eu zic că păstrarea locului de muncă e cea mai bună decizie în următoarea perioadă, nu neapărat schimbarea, pentru că nu avem de unde să știm cum va fi. Da? După 23 septembrie, contextul astral, eu zic că poate să îmbunătățească unele colaborări, deci de atunci putem să luăm în considerare. Se mai mișcă lucrurile, adică ne mai liniștim, să spun așa, dar ca și vibrație, eu zic că trebuie să facem aceste lucruri. Centrul casei, din punct de vedere Feng Shui, pentru că aceste energii ne influențează fie că ne dorim, acum, că e centrul casei, că e centrul biroului, că e centrul unei clădiri, că e centrul unei țări, se aplică aceleași reguli. Am scăpat de dublu de 5 din luna august, de fapt încă nu, până pe 7 încă mai suntem sub incidența lunii maimuță, da, și care maimuța se ciocnește cu marele duce, acum
cocoșul, să zic, din 7 septembrie, e și el agitat când vrea să alerge cocoș prin curte, da? Da. Dar pământul Yin, ca și tulpină celestă, ne face să fim mai temperați. Sau să încercăm să ne gândim mai mult înainte de a lua o decizie. 4 cu 5, nici asta nu este o combinație foarte bună, aduce destul de multe blocaje, pentru că dacă ne gândim, sectorul central este pământ, 5 este pământ, 4 este de lemn, lemnul destabilizează pământul, e ceva care ne zguduie în această lună și care ne determină să vedem lucrurile cu alți ochi și să tratăm cu mai multă responsabilitate orice vine către noi. Oricum, trebuie să fim deschiși către oportunități de la începutul anului, oportunitățile, să fim atenți la tot ce vine către noi, da? Pentru că ce a mers nu o să mai meargă de acum încolo și ce nu a mers înainte acum o să meargă. Deci trebuie cumva să ne reprofilăm din acest punct de vedere. De asta am scăpat de dublul de 5, dar consecințe datorate investițiilor proaste pot apărea aici. Trebuie să avem grijă să nu luăm decizii din acest punct de vedere. Metalul echilibrează această zonă. Statuete din metal sunt foarte în regulă pentru că totuși mai taie un pic din lemnul acela care destabilizează pământul și ne destabilizează și pe noi ca și tot, atitudine, tot ce putem să facem. Să încep cu nordul, na, că e șobolanul. Acolo, da, acasă, da. E o combinație foarte frumoasă aici. Pentru succes, promovare, dezvoltare, înțelepciune, combinația de 10. Ce pot să spun? Dacă aveți proiecte, vreți să demarați zona de nord a casei, dacă aveți intrarea pe nord în casă, dormitorul iarăși e foarte important. Nordul înseamnă și creștere, dacă ne gândim. Pe lângă întuneric, pentru că mai este și întuneric. Apa poate să aibă și întuneric, da, fundul oceanului, da? Normal, da? Da. Deci, cunoscute multe acolo, nu? Da, dar nordul e foarte bine aspectat, inclusiv nativul șobolan din acest punct de vedere. Dar orice zonă de nord, dacă mai avem, de exemplu, iarăși aspecte bune în zona de nord a casei, gen, nu știu, o altă energie, stea zburătoare, mă refer, dacă avem feng shui-ul făcut ca la carte, cu siguranță putem să folosim, să scriem, să nu știu, să lansăm, să facem, să lansăm un blog sau orice, să activăm zona neapărat acolo. Da. Uh-huh. Putem să punem și apă. Aici nu trebuie neapărat pisicuța aceasta chinezească, adică gen o fântână arteziană, stimulat nordul foarte mult pentru că are nevoie de mișcare. Multă lume zice, da, dar știi, am televizorul aici, da, dar televizorul mai închid și plec de acasă. Nu, ne trebuie ceva care să meargă în continuu. Putem pune un ceas, putem pune ceva sau routerul de la internet și așa mai departe. Bun. Nord-est. Nord-estul aici a 7 cu 8 combinații, aici sunt bivolii și tigrii ca și zodii, ca și nativi. Eu îi menționez pentru că și la ei se manifestă mai pronunțat aceste combinații, pentru că na, sunt sub incidența influenței acestei energii. La nord-est, relațiile și sănătatea cât de cât sunt bune, pentru că 8-ul ajută, pământul de naștere metalului, dar metalul știm foarte bine, 7, mă refer aici ca energie, reprezintă scandaluri, bârfe, furt și nu e în regulă, probleme legale, procese, da? Deci e bine să fii atenți la acte, acești nativi, ce semnăm, dacă avem dormitoriu în nord-est, dacă folosim zonele acestea. Eu mă refer foarte mult la efectele acestor combinații dacă folosim aceste zone, gen avem intrare, avem bucătărie, avem dormitorul. Când petrecem foarte mult timp în aceste zone, aceste combinații sunt activate. Și aici 3 bambu și un bol transparent cu apă ajută foarte mult, în așa fel încât să calmeze efectele acestei combinații de energie. Estul, 2 cu 3 nu e bine. Nu e bine, nu? Nu. Așa. În primul este sector de lemn, 3 anual de lemn cu 2 de boală, energie care poate să aducă tot felul de probleme de sănătate sau probleme între mamă și fiu. 2-ul este o energie a mamei, estul este un sector al fiului, deci între mamă și fiu, scandaluri și lucruri de genul acesta. Acum, în est, dacă avem iarăși o zonă pe care o folosim sau să încercăm să nu luăm decizii cele mai importante acolo, să nu folosim foarte mult zona și să o remediem. Da? Cu, nu știu, dacă nu avem aceste monede chinezești legate cu șnur negru, putem orice bol metalic, bol cu apă, cu sare, pentru că bustul sărat reprezintă mai mult de fapt elementul la apă. Noi avem nevoie foarte mult de metal aici, covor rotund negru,
Putem să punem mai multe, da, un bol metalic sau o statuietă în cazul în care nu deținem aceste, sau un bol cu măruntul nostru din buzunar. Da, exact cum spun, e imposibil să nu avem acolo niște bănuți. Acolo niște monede bune. La sud-est. Sud-estul este un sector al creativității. O să vedem imediat și când o să punem cealaltă plotare, da? Că sunt niște formule foarte importante acolo din alt punct de vedere, dar această combinație ajută la creativitate, la a spori creativitatea, dar nu neapărat la bani, adică să obținem finanțe. Dacă vrem să scriem, dacă vrem să avem mai mult curaj, da, este în regulă, dar e foarte mult lemn acolo. Sud este sector lemn, 4 lemn, 3 lemn, nu e foarte indicat, 3 e și cu conflicte și cu certuri, sau un sector a infidelităților mai poate fi. La est, repet, o să fie iepurele, că n-am menționat dacă nu mă înșel, și la sud-est acum o să fie dragonul și șarpele. Deci cine sunt acești nativi și România, dacă ne gândim, pe meridianul șarpelui, conflicte, certuri, vor fi foarte multe mișcări sociale și ieșiri în stradă, cu siguranță, în următoarea perioadă. Asta și pentru că încep, în mare majoritate a oamenilor o să înceapă activitatea, da, profesională, munca, da, și probabil, da, că vor fi multe necunoscute acolo. Sudul, iarăși, e foarte important, sudul și nordul, dacă ne uităm, da? Sudul este calul. Sunt două sectoare extraordinar de importante. Ar fi indicat să dormim cu capul către sud și să cu fața către nord. Ar fi foarte bine în această lună dacă am putea să facem lucrul ăsta, sau dacă avem dormitorul în zona de sud, este minunat. Și să lucrăm în zona de nord cu fața către sud, iarăși asta ar fi bine, dar și invers. Ce se întâmplă acolo? Este 8 cu 9, sunt ambele energii de prosperitate. E și factorul multiplicator 8, multiplicator 9, da, multiplică energia, da. 8 este o energie a prosperității actuale, 9 reprezintă oportunitățile și investițiile și automat ne ajută foarte mult. Cei care au orientarea casei către sud, iarăși e foarte bună, deci sunt foarte bine aspectați. Sau dacă vreți să dați petreceri, da? Să cântați la mulți ani în zona de sud în această lună, septembrie, pentru că activează foarte multă veselie și bucurie, împlinire pe toate planurile. Și bineînțeles, oportunități care vin către noi. Ia să vedem cine e născut în septembrie. Chiar dacă nu suntem născuți, facem o surpriză, nu contează, facem noi o petrecere. Exact. Suflăm în tort acolo, nu știu, sau dăm drumul facem la muzică. Ceva. Ar fi bine să dăm drumul la muzică. Punem, da, un casetofon acolo sau nu știu, telefonul. Așa. Și dăm, suntem veseli. Și dansăm noi pe acolo, nu mai contează. E cel mai bine. Da, da. Așa. Sud-vest. La sud-vest, într-adevăr, energia... Maimuța, zic, am învățat bine. E maimuța acolo? E maimuța, da, și capra. Și capra. Sunt două. Doar est-vest, nord-sud. Cei nativi care au un singur... Adică sunt pe... Da, pe cruce, să zic așa. Sunt o singură zodie, restul avem câte două. Da. Da, deci aici avem maimuța și capra. Unul cu doi este o combinație a bolii. Nu e o combinație foarte bună, pământul se amestecă cu pământul, dar dacă folosim energia 1 în sensul de a obține mai multă înțelepciune, de a gândi mai mult și de a lua decizii în cunoștință de cauză, eu zic că e o combinație foarte bună, mai ales că dacă am plasat aici metal, am activat 1 foarte mult și am remediat 2-ul și ar fi foarte indicat. Nu e bine că e sector de pământ, doi de pământ, da, da, pământ, dar metalul aici activează foarte mult. Dar nu punem pur și simplu, nu știu, o statuietă mică din metal. Trebuie să punem ceva mai să solid și mai greu, nu știu, da, ganterele, de exemplu. Iar sunt din metal și ajută foarte mult, mm-hmm, da, în zona asta. E foarte, foarte indicat și atunci ar echilibra sectorul și am putea folosi și acest sector pentru a deveni mai înțelepți, să spun așa, da? E important. Vestul ca și estul, din păcate luna asta, dacă ne uităm pe diagonală, sunt cât de cât bine anumite sectoare. Da. De exemplu, nord-est și sud-vest se pot folosi dacă avem grijă. Chiar și la nord-est, dacă avem 7, nu e o problemă, că, da, totuși avem 8 anual acolo. Sudul și nordul, iarăși pe sus și jos, sunt foarte bine aspectate, da, sectoarele. Estul și vestul nu. Mm-hmm. Și nici sud-estul cu nord-vestul. Da. Deci acestea nu sunt foarte... Deci acolo avem prea mult lemn, acolo avem prea mult pământ. Nu, aici avem cinciu care nu e bine la nord-vest. Da. Na, și e în zona de metal, pământul de naștere metalului, metalul, o să vedem imediat, da, la ce ține. Dar să terminăm cu vestul, care, așa, e cocoșul. Apropo de luna, de septembrie... Da.
că e lună de cocoș, deci cocoșul ca și nativ, ca și zodie, ca și lună, ca și vibrație, avem foarte mult metal. Vezi sector de metal, 6 energie de metal, 7 de metal. Foarte reci, foarte răi, foarte ambițioși, foarte invidioși. Această senzație o vom avea față de cei din jurul nostru, de asta e bine să nu facem aceste lucruri, adică să încercăm să ne gestionăm stările foarte bine, pentru că putem schimba lucrurile. Schimbarea de fapt vine de la noi și să nu avem tot timpul pretenția că cel de lângă noi să fie diferit când noi de fapt nu ne schimbăm. Așa da? Este, da. De asta 6-7 e o energie foarte grea aici, neapărat bambu și fără, sau nu știu, orice avem lemn, dar fără pământ. Orhideea ar mai merge, plante, dar fără acel pământ în care să stea. Putem și flori efectiv într-o vază, dar numai să avem grijă să le schimbăm când se ofilesc. Da. Deci 6, neapărat lemn aici, pentru că metalul taie lemnul și automat îl consumă și metalul de naștere a apei. Avem nevoie de aceste două elemente, lemn și apă aici, ca să consumăm zona de 6-7, singurătate, stările acestea de indecizie și, bineînțeles, un control. De fapt, nu există control. Da? De asta e bine să echilibrăm. Iar nord-vest, unde e tatăl și e câinele și nativul mistreț aici, da? Ei sunt responsabili sau nu neapărat responsabili, că nu au ei nicio vină că au această combinație în această lună, dar nu e bine nici pentru ei. 5 și 6... 5 ghinioane, obstacole, dacă mai ales bărbatul din casă o să fie foarte afectat. Bărbații cei mai în vârstă din casă, ei trebuie să aibă grijă la sănătate. Aici este harta Cimen, din punct de vedere Cimen. Sud-estul, ați văzut, avem combinații 3 cu 4 și v-am spus pe creativitate, avem ușa sinării dor aici, ușa mulțumirii, fericirii, deci dacă vrem să scriem o carte, vrem să demarăm un proiect din punctul ăsta de vedere, un blog, nu știu, să scriem rețete, orice, blog culinar, orice, este foarte bun, plus că avem și gardianul Tian Heaven, prin vizualizare putem să obținem orice, da? Este extraordinar de bun. Nordul, iarăși, unde avem combinația de 9 și 1, avem Shane Life, vrem bani mai mulți, vrem carieră, vrem joburi noi, este cel mai indicat un cardinal, pentru că l-avem pe Moon. Ce ne zice Moon gardianul? Că avem nevoie de un pic de mai multă pregătire. Să ne apucăm să mai citim ceva în domeniu sau să ne schimbăm domeniul prin învățarea unui, sau participând la un curs, dobândirea unor noi abilități. Și atunci vom obține mai mulți bani. Dar e foarte bun sectorul pentru bani. Și acolo pentru schimbarea de job, pentru pregătirea schimbării de job la sud-est. La sud, iarăși, deși avem ușa de dor, avem gardianul Earth la nivelul 7 și câteva configurații foarte bune acolo. Cine are nevoie de proprietăți sau să scumpere o proprietate, ar putea să găsească cea mai bună proprietate dacă stă la sud. Și petrecerile, da? Da. Vor veni foarte mulți oameni cu cadouri scumpe dacă ținem petrecerea în partea de sud a casei. Dar nu numai asta, da? Ajută la mai multe aspecte și la schimbare, dezvoltare. Dacă depunem, nu știu, la un job nou, un proiect, sau să aplicăm un CV, este foarte indicat, da? Cariera la vest, deși avem 6 cu 7, dar avem open door acolo și ne ajută din punct de vedere energetic și gardianul este cu foarte multă energie, Tiger. În rest, relațiile la nord-vest, deși avem 5 cu 6, da. Dacă vrem să cerem mai multă liniște, mai multă odihnă, că apropo, combinația aceea e cu mai multă odihnă, în sensul că să avem mai mult grijă de sănătatea noastră și să facem niște investigații medicale, ne ajută foarte mult din acest punct de vedere și vom găsi și doctorii foarte bine pregătiți. Dacă avem probleme de sănătate, nord-vestul poate fi un punct cardinal unde să ne așezăm cu spatele, deci oriunde am spus eu, sud-est, sud-nord, nord-vest și vest pentru cartieră, ne așezăm cu spatele în aceste sectoare, dacă putem și în sectorul de vest sau de nord-vest sau de sud sau de sud-est al casei, da? Putem să facem aceste lucruri fără nicio problemă. Dar cel mai important, să folosim sud-estul dacă vrem schimbare, nordul, sudul, nord-vestul pentru conexiuni, parteneriate, da? În privința asta. Și cum a numit doctor, putem face un parteneriat ca să ne dea cea mai bună soluție în ceea ce privește sănătatea noastră. Așa este. E o lună destul de agitată, dacă nu știm să gestionăm lucrurile așa cum trebuie și dacă nu devenim mai buni, zic eu, unii cu ceilalți. Exact cum am spus, luna august a fost o lună a semințelor. Depinde ce am plantat. Dacă am plantat lucruri bune și proiecte noi, și tot timpul când ne gândim la un proiect, ne gândim
ce aduce bun celor din jurul nostru. Da, da, bucurie, să nu ne gândim doar că lansez un proiect doar pentru mine, să-mi fie mie bine din punct de vedere financiar. Da, să știi că am văzut eu niște documentare apropo de unii care au vrut să facă mulți bani de pe urma unor festivaluri, s-au încheiat prost. Foarte prost, atât exact. Pentru cei care au participat, cât și pentru organizatori, pentru că ideea centrală era profitul și n-a contat cum au făcut și au vrut să strângă foarte mulți bani și cam asta se întâmplă dacă nu te gândești cu bucurie la ceilalți. Deci un business tot timpul va merge, ca și un loc de muncă, să văd ce pot să aduc și celor din jurul meu. Dacă nu mă gândesc la asta, nu creez. Până și dacă vreau să câștig la loto. Da. Trebuie să mă gândesc, ok, câștig la loto, dar ce ofer și celor din jurul meu. Așa este, Valentina, îți mulțumesc tare. Eu mulțumesc. A fost minunat să ne povestești așa totul despre energiile. Deci așa de repede timpul la voi. Întotdeauna, dar se dilată, nu știu ce se întâmplă. Îți mulțumim tare și te mai așteptăm cu drag. Cu drag vin. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Mulțumim frumos. Dragii mei, gata, am ajuns la final. Vine weekendul, ne încărcăm bateriile și luni suntem din nou aici. Vă fac poftă așa, un cheesecake de weekend pregătit de prietena noastră dragă Cezara Munteanu. Eu am plecat, vă las aici cu Metropola TV, cu programele Metropola TV și vă spun așa, nu uitați să zâmbiți! Bună, dragilor! Mă bucur foarte mult să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună un cheesecake copt. Este rețeta perfectă pentru cheesecake. Dacă o să urmați ce vă zic eu aici pas cu pas, nu aveți cum să dați greș. Rețeta de cheesecake fără coacere deja o avem pe canalul de YouTube. Pentru zilele în care vreți să faceți ceva super, super rapid, vă las aici. Și astăzi o să facem împreună un cheesecake New Yorkese, cheesecake copt. O rețetă extrem, extrem de delicioasă. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru rețeta de azi. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 1,2 kg de cremă de brânză, 200 de grame de smântână grasă, 4 ouă, mențiune, ouăle și crema de brânză toate trebuie să fie la temperatura camerei. 200 de grame de zahăr, 50 de grame de făină, esență de vanilie, 200 de grame de biscuiți digestivi și 100 de grame de unt. Iar la final o să facem un piure de fructe, acesta puteți să-l faceți din ce vreți dumneavoastră. Eu astăzi o să folosesc zmeură, un pic de zmeură, zeamă de lămâie și zahăr și facem așa un piure de fructe delicios, o dulcețică sau dacă aveți deja o dulceață foarte bună în casă, puteți să o folosiți pe aceea, dar mai avem un pic până acolo. Acum, haideți să ne apucăm de făcut cheesecake-ul nostru! Și încă o mică mențiune, dacă vă place, puteți să adăugați în blatul de biscuiți pe care o să-l facem și un pic de răzătură de lămâie, opțional, de lămâie sau de portocale. Cum vreți dumneavoastră, v-am zis, de fiecare dată putem să improvizăm și să facem lucrurile pe placul nostru. Ok, mai întâi o să mă apuc să zdrobesc biscuiții, puteți să-i puneți la blender și obținem o pudră de biscuiți sau dacă aveți o pungă care se sigilează sus și cu sucitorul, tot la fel de bine, putem să-i zdrobim. Untul îl punem la topit și vom amesteca pudra de biscuiți cu untul topit. Hai să nu mai vorbim, ci să și facem ceva, nu-i așa? Ok, îmi pornesc mai întâi plita. Acuși o să pun și cuptorul la preîncălzit. O să-l punem la 180 de grade, pentru că mai întâi vom băga crusta de biscuit să se facă pentru 8 minute, dar, cum v-am zis, o luăm pas cu pas. Pudra de biscuiți este gata, untul s-a topit, am pus cuptorul la preîncălzit, la 180 de grade.
o să amestecăm untul topit cu pudra de biscuiți, pe care după aia o să o punem în tava noastră și avem baza cheesecake-ului. Eu am astăzi o tavă de 22 de cm. Dacă aveți o tavă mai mare, nu e problemă, pentru că acesta va ieși mai scund sau mai înalt. Da? Nu vă faceți griji. Ok, acum haideți să turnăm untul topit aici și o să obținem niște grămăjoare de biscuiți pe care după aia le tapotăm bine, bine, bine pe marginea tăvii. Așez crusta în tavă și o nivelez cu ajutorul unui pahar, dar dumneavoastră folosiți ce credeți că vă ajută, și o punem uniform și după aia o să o lăsăm la cuptor pentru 8 minute la 180 de grade. După care o lăsăm să se răcească, da, la temperatura camerei, înainte să punem amestecul de cremă de brânză. Această crustă trebuie să se fi răcit. Ok, ia uitați. Aici și suntem gata să o dăm la cuptor. Aici am crema de brânză, v-am zis, am 1,2 kg de cremă de brânză și o să o amestec cu zahărul, făina, esența de vanilie, smântâna și încorporăm câte un ou pe rând. La ouă, voiam să vă zic că trebuie să aveți aproximativ 220 de grame de ouă. Ele sunt 4 ouă medii, dar dacă cumva aveți ouă mai mari, bine ar fi să le cântăriți, să nu depășiți această cantitate. Ok, și o să pun toate aici peste și le amestec la mixer foarte, foarte bine. Da? Perfect! Și adăugăm și ouăle, câte unul pe rând. Deocamdată am amestecat cu paleta și după aia merg la mixer. Și așa cum v-am zis întotdeauna, când amestecați cu mixerul, să aveți o palețică la îndemână ca să luați ce este pe margine, să duceți spre interior, să fim siguri că totul se amestecă extrem, extrem de bine. Voiam să vă mărturisesc vis-a-vis de cheesecake, nu știu dacă v-am zis data trecută când l-am făcut pe cel fără coacere, că eu cred că până la vârsta de 19 ani credeam că nu îmi place cheesecake-ul, până când m-am dus în America și am mâncat acolo și efectiv m-am îndrăgostit. Mi-am dat seama că este unul dintre deserturile mele favorite. Deci dacă n-ați încercat până acum să faceți cheesecake, trebuie neapărat să faceți această rețetă, nu o să vă pară rău. Vă garantez. Bun. Și ouțele, așa cum v-am zis, da, totul la temperatura camerei. După ce o să fie gata crusta și o lăsăm la răcit, o să trebuiască să punem și niște apă la încălzit, dar vă țin eu la curent pe parcurs. Să avem nevoie de niște apă fiartă. Și ia să-mi aduc eu ouăle mai aproape. Așa. Și palețica îl pun tot aici, aproape de mine, ca să o folosesc când e nevoie. Am scos blatul din cuptor, îl lăsăm să se răcească, să ajungă la temperatura camerei. Crema de brânză este gata, să știți că va trebui să facem așa ca să iasă bulele de aer, da? Și până când se răcește de tot blatul nostru, eu am pus la încălzit niște apă. O să iau o tavă. În această tavă o să punem apă și o să punem și forma noastră și o să o dăm la cuptor, da, în această baie de apă, pentru că va ajuta cheesecake-ul nostru să se coacă frumos. Și această formă va trebui să o învelim în staniol. Imediat vă arăt. Deci învelim în staniol, aici o să punem forma și apa de jur împrejur, apa fierbinte și după aia turnăm și crema de brânză. Thank you.
Ok, acum eu o să mai aștept să fiarbă apa și putem să ne apucăm să facem piureul de fructe. Aici variază foarte mult cantitatea de zahăr în funcție de gust. La 100 de grame de fructe puteți să puneți 2 linguri de zahăr și o linguriță de zeamă de lămâie. Dacă vreți să fie un pic mai dulce, puneți un pic mai mult zahăr, dar fiecare cum preferă, ca să facă totul să fie bine, să fie bun, să fie pe gustul lui. Drăguții mei, apa mea fierbe, o să o pun aici, am turnat și crema de brânză și o să o lăsăm la cuptor pentru 45 de minute la 175 de grade și pentru 35 de minute la 165 de grade. Și trebuie să ajungă nivelul apei, așa, două degete de la baza tăvii noastre. Și suntem gata să o băgăm în cuptor cu mare, mare grijă, să nu curgă apa, să nu curgă brânza. Acum. Așa. Am reușit să băgăm cheesecake-ul la cuptor, da? Și acum spălăm vase, luăm o pauză, ne vedem mai târziu. După ce o să treacă cele 45 și cele 35 de minute, lăsăm cheesecake-ul să se răcească la temperatura camerei, iar apoi îl lăsăm la frigider. Cel mai bine ar fi să-l serviți a doua zi. Noi nu o să ne vedem a doua zi, vă dați seama, noi o să îl tăiem după ce îl lăsăm un pic și la frigider ca să putem să îl servim alături de dumneavoastră, dar teoretic e bine să-l lăsați peste noapte la frigider, atunci se așează perfect. Și o să vedeți, în momentul în care îl scoateți din cuptor, el în centru încă o să mai fie un pic moale, dar în momentul în care se răcește, se și întărește. Puțin mai târziu, iată că ne reîntâlnim, cheesecake-ul nostru este de această dată la frigider și acum o să facem piureul pe care îl vom turna peste el. Eu am pregătit aici un pic de zmeurică, zeamă de lămâie și zahăr, dar v-am zis, puteți să puneți și dulceață sau să faceți din alte fructe pe care le aveți prin casă. O să le punem pe foc și le lăsăm să dea un clocot și să se topească zahărul. Cheesecake-ul nostru este gata. S-a mai lăsat puțin, în momentul în care l-am scos din cuptor era destul de fluffy. Acum s-a mai lăsat, e normal atunci când se răcește. Piureul de fructe este imediat gata și o să-l pun pe platou. V-am zis, bine este să-l lăsați peste noapte și după aia să-l serviți, dar noi nu avem toată noaptea la dispoziție, deci o să-l servim acum. A ieșit foarte bine. Așa. Bun, sper că nu mi s-a lipit de margini, dar n-ar fi trebuit, că am uns marginile cu unt. Așa, nu, ia uitați ce frumos e! Ai, 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 e superb! Suntem cu un pas mai aproape să servim cheesecake-ul nostru. Îl vom tăia. Pentru a-l tăia mai ușor, vă sfătuiesc să aveți lama cuțitului încălzită. Puteți să o puneți într-un pahar cu apă caldă și după aia, între fiecare felie, să o ștergeți. Tăiem cheesecake-ul nostru, doamne, abia aștept să-l savurez. Avem aici pregătit piureuțul pe care îl punem deasupra. Dacă vreți, puteți să puneți și peste tot cheesecake-ul sau puneți peste fiecare felie individual, cum vreți voi. Dragii mei, cheesecake-ul nostru copt este gata, a ieșit perfect,
Nu sunt modestă, o să zic asta, este cea mai bună rețetă, credeți-mă, vă invit cu tot sufletul să o încercați și dacă o să vă placă și vouă, bineînțeles că vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez și să împărtășiți această rețetă cu prietenii voștri, cu oamenii cărora v-ar plăcea să le-o gătiți. Ne vedem data viitoare, poftă bună! Thank you.